Ce zici, Tomi? Facem și noi treaba astăzi? Ce zice băiatul? Da? Facem treabă sau dormim? Nu prea ai chef, nu-i așa? Bun găsit tuturor! Astăzi în bucătăria de la bloc, unde avem ceva de lucrat, cam urât și mizerabil, hota de bucătărie, care nu mai vrea să muncească decât cam așa. Adică nu mai merge decât pe o viteză din 3. Să vedem ce o avea. O demontăm, o curățăm. De obicei făceam lucrul ăsta aproape în fiecare an. De data asta are mai mult timp, special am lăsat-o. Așa că să-i dăm bătaie. Arată bine, e de muncă. Are depuneri serioase. Am deconectat-o de la curent și o să-i scot capacul ăsta care o să-mi dea voie să umblu la șuruburile de prindere în mobilier. Sunt vreo 4. Undeva pe aici, pe aici și pe aici. Gata și cu demontatul. Este murdărie cât cuprinde. Acum să vedem care-i treaba cu minunăția asta. Asta ar fi ultimul șurub și scoatem tot mecanismul pe partea cealaltă. Ce avem aici? Ce avem aici? Ca lumea. Se vede că și-a făcut treaba.
Să ne facem și noi acum. Să-i scot și blocul ăsta de comandă. Că și pe aici este o bucătărie cât cuprinde. Îl lăsăm să acționeze puțin, că nu curăță încă. E de muncă. Am terminat cu carcasa, am aici de lucru, o să desfac blocul ăsta ca să pot și eu să-l coros cum trebuie. Excelent arată și asta. Înăuntru e chiar ok. Asta e gata curățat. Să-l montez. Așa, mai departe. Am reușit într-un sfârșit să găsesc o cheie de VRC până în vecini. Să demontăm și chestiile astea. Să continuăm treaba. Mamă, ce e și aici. O minunăție. Bun. Mai departe, curățăm. Lăsăm soluția să acționeze, că e de treabă aici. Desfacem și motoarele. Am spus niște căpăcele de pe partea asta.
Se pare că merge. De fapt, așa trebuie eu, că astea sunt stânga-dreapta. Și cam asta e treaba cu hota noastră. Avem lumină. Funcționează. Vibrează un pic. Cu viteza cea mai mare, dar așa a fost întotdeauna. Totdeauna când se termină o treabă cu bine, chiar urmează strânsul sculelor. Ia să vedem, îl păcălim pe ăsta micu să le strângă. Ăsta micul dore la banană. Ce zici, Tommy? Da? Care-i treaba? Strângem și noi sculele? Ce zice băiatul? Nu zice nimic, nu? Somnică? Oameni buni, cam asta a fost treaba cu curățarea hotei. Era bine dacă o făceam mai de mult. În mod normal, o dată pe an ar fi fost bine. Nu s-ar fi strâns atâta mizerie. Am tot amânat, cred că are vreo 3 ani de la ultima intervenție, dar cu puțină muncă și răbdare am reușit să o aduc pe calea cea bună. Așa că o zi bună vă doresc și Tomiță la fel.